Aș vrea să vă invit să acceptăm faptul că este o îmbogățire duhovnicească orice venire a noastră în casa lui Dumnezeu. Vedeți, noi oamenii suntem niște ființe extrem, extrem, extrem de complexe. La vârsta la care sunt acum, unul dintre lucrurile care mă surprind cel mai tare este acesta. Deci poți să plângi, să fii foarte amărât, foarte supărat și pur și simplu peste 10 sau 15 minute să intri într-o altă stare, ca și cum ai intra într-o altă cameră, să uiți cu totul de toată supărarea și de lacrimi și să fii un alt om. Mă surprinde foarte mult această capacitate pe care omul o are să se adapteze la experiențele prin care trece. Și ori de câte ori vii în casa lui Dumnezeu, ești constrâns să intri într-o experiență spirituală. Dacă ai fi acasă, te-ai da după una, după alta și nu ai intra în această stare de spirit. Dar atunci când vii aici, chiar dacă nu ești foarte atent, mai mult sau mai puțin te concentrezi într-o anumită măsură la lucrurile spirituale. Oamenii spun, poți să fii credincios fără să fii la biserică. Sunt amândoi serioase cu privire la lucrul acesta. Înainte să ne rugăm, aș vrea să vă atrag atenția asupra la următorul lucru. Domnul Iisus, știind că noi oamenii avem nevoie de repere materiale, vizibile, cea mai mare problemă a noastră este faptul că nu-L vedem pe Dumnezeu. Noi ne dorim, idolatria a luat ființă prin faptul că oamenii nu pot să aibă o relație cu cineva pe care nu-L văd. De aceea ei și-au făcut tot felul de chipuri cioplite, de imagini, pentru că omul nu poate să vorbească cu cineva pe care nu-L vede. Așa am fost creați. Observați, vă rog, că Domnul ne oferă exemplul lui Noe. Și în versetul 38 pe care fratele Petru Lorenz l-a citit, spune că exact cum s-a întâmplat atunci, se va întâmpla și acum. Și vorbește despre preocupările oamenilor de atunci, lucruri care pot fi așezate sub un singur cuvânt, neveghere. Priviți, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Vă întreb, sunt lucrurile astea păcătoase? Haideți să presupunem că a bea înseamnă nu a bea alcool. Sunt lucrurile astea păcătoase? E rău să mănânci? E rău să te însori? E rău să ai familie? Unde este vinovăția? Vinovăția este în faptul că nu mai făceau nimic în afară de lucrurile astea. Deci singura lor preocupare erau lucrurile de pe pământ. În general, predicatorii vorbesc despre lucrurile firești și lucrurile duhovnicești. Dar între acestea două mai sunt o categorie de lucruri, sau mai este o categorie de lucruri, lucrurile omenești. A mânca e omenește, a dormi e omenește, a lucra, a te bucura, a plânge, a râde. Toate lucrurile astea nu-s bune sau rele în sine. Nu-s morale, nu-s imorale, sunt amorale. Observați că Domnul vorbește aici despre lucruri amorale. Este duhovnicește să te căsătorești sau firește? Nu-i nici duhovnicește, nu-i nici firește. Să mănânci, să dormi, e firește sau duhovnicește? Nu-i nici una, nu-i nici alta. Marea problemă este că toată viața nu te ocupi decât de lucrurile astea, nu-s rele în sine, dar ocupându-te doar cu asta, pierzi din vedere să faci ceea ce te mântuiește, ceea ce te apropie de Dumnezeu. Îți pierzi viața, îți cheltui viața, îți irosești viața cu lucruri care nu sunt rele și acestea ți-au timpul ca să te ocupi de mântuire. Observați versetul 38-39. Când Noe a intrat în până când Noe a intrat în corabie, ei nu au știut nimic. Vedeți care e marea problemă? Oamenii nu au știut nimic. Atunci când nu ne ocupăm decât să construim case, decât să ne căsătorim, decât să ne creștem copii, decât să mergem în vacanță și să ne întoarcem din nou la lucru, atunci când nu mai avem nimic în minte decât lucrurile astea, atunci nu știm nimic în legătură cu lucrurile lui Dumnezeu și suntem nepregătiți. Și Domnul Iisus vine aducând această idee: vegheați, fiți atenți, pregătiți-vă, concentrați-vă pe problema asta. Noi nu avem în minte decât lucrurile asupra cărora ne concentrăm.
Închei și ne rugăm spunându-vă trei lucruri, de fapt trei afirmații. Domnul aici vorbește în îndemnul pe care l-a citit fratele Petru, în pilda fecioarelor care urmează și în pilda talanților cu care se încheie ideea aceasta. În îndemnul pe care l-a citit fratele Petru, ideea este următoarea: cum este omul credincios? Veghetor, pregătit, gata. În pilda fecioarelor, ce ai? Ai unde lemnul, ai maturitatea, ai caracterul dezvoltat, ai plinătatea Duhului și în pilda talanților, ce faci? Cu ce te ocupi? Faci ceva pentru împărăție, produci rod pentru împărăție sau îți îngropi abilitatea, talentul, posibilitatea pentru că ești ocupat cu însurătoarea, cu mâncatul, cu dormitul, cu băutul și cu celelalte. Cam asta este ideea de bază a pasajului pe care fratele păstorul a citit în seara aceasta. Haideți să ne uităm un pic la viața noastră. Fiți sinceri. În afară de zilele în care venim la adunare, avem momente în care ne dedicăm să ne închinăm lui Dumnezeu, singuri sau în compania altora? În afară de timpul pe care îl petrecem aici, avem momente în care medităm la cer, la Dumnezeu, la Biblie, la biserică, la vremea pe care o trăim? Sau pur și simplu ne gândim doar la casă, doar la muncă, doar la datorii, doar la însurătoare, doar la copii și aceste lucruri? Gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că să știți că toate zilele care vor mai fi, vor fi ca cele care au trecut. Adică ne trezim de dimineață și facem ce vrem. Și într-o zi nu va mai fi o altă zi. Și totul se va termina. Și am zice, dacă aș mai fi avut o zi, dar ai avut câteva mii. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.